Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos s-a înălțat! Așa. Dacă nu vă este cu plictiseală și vă concentrați un pic mai în față, nu trebuie vorbit tare. Cu 600 și aproximativ 800 de ani în urmă, înainte de acest eveniment important, prorocul și împăratul David striga: Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta. Sau cum ați auzit cântând astăzi la tropar, înălțatul te-ai într-o slavă, cel ce ne-ai mângâiat prin trimiterea făgăduinței preasfântului tău Duh. Deci încă o dată, după cuvântul psalmistului David, cu cuvântul Domnului, cerurile s-au întărit. Deci tot ce s-a făcut și s-a zidit, prin cuvânt s-a zidit. Și cu Duhul gurii lui toată puterea lor. Deci iată, din nou ne întâlnim cu toată Sfânta Treime și înălțarea nu este decât o epifanie parțială în care imaginea Tatălui rămâne în cer, dar propovăduită de Fiul și spune: Eu mă duc la Tatăl ca să vă trimit vouă Mângâietorul. Cine este Mângâietorul? Duhul Sfânt. Ce rol are acest Duh Sfânt? De nu mă voi sui eu la Tatăl, voi veți rămâne orfani. Dar de mă voi duce eu la Tatăl, vă trag pe toți după mine. Prin ce te trage? Prin lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Prin botez, prin mirungere, prin euharistie, prin curățirea păcatelor, taina pocăinței, prin preoție, cununa tainelor, și prin botez, ușa tainelor. Și apoi, în momentul când suntem bolnavi, prin taina Sfântului Maslu, lucru pe care îl cunoașteți și e prea cunoscut în fiecare miercuri când ne întâlnim, sau el se face și la casa omului oricând este nevoie. În capitolul lui Ioan, Evanghelistul Ioan, spune clar: Duhul Sfânt de la Tatăl purcede. Deci aici Mântuitorul arată clar că este în lucrarea Tatălui și în ascultarea fiască față de Tatăl. De aceea și când se întrupează în Fecioara Maria, se folosește pentru a se pogorâ de cine? De Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, în momentul în care coboară peste Fecioara Maria, Fecioara Maria se umple de daruri. Dar ce fel de daruri? Spune dogmatica ortodoxă. Darurile Duhului Sfânt sunt acestea, adică arismele. Sunt cele 7 puteri. Smerenia, priceperea, discernerea, temerea, înțelepciunea, sfințenia. Deci sunt lucruri prin care omul se înalță și se desăvârșește în Dumnezeu. Și cum a avut loc, sau nici nu folosim termenul cum a avut loc, cei care ați călcat în cetatea Ierusalimului, vă aduceți aminte, pe muntele Măslinilor, adică a Eleonului, undeva în dreapta de mănăstirea de Maici, este o moschee acum în ziua de astăzi, unde este urma Mântuitorului, exact de unde s-a înălțat la cer. Pe acel munte, la vremea respectivă, erau pomi și verdeață și copaci, cum era în timpul vremii de atunci, pentru că cetatea Ierusalimului nu era încă construită după măsura de astăzi. Și în timp ce Mântuitorul s-a suit cu ucenicii, un nor de lumină, deci iată Duhul Sfânt în chip de nor, în chip ca de porumbel, în chip ca de limb de foc, deci iată chipurile care poate Duhul Sfânt să le întruchipeze, antropomorf, sau dacă vreți, într-un cuvânt din ăsta mai boieresc, cum se spune în dogmatică, catafatic, adică materialnic, ceea ce poate fi vizibil, pipăit, măsurat. L-a luat pe Hristos de la pământ și l-a ridicat în slavă la cer. Și ce spun îngerii? Bărbați galileieni. Deci, vedeți, dă și destinația apostolilor, că o parte erau galileeni. Ce vă mirați
văzând pe Fiul omului suindu-se la cer. Așa cum s-a suit, așa s-a și pogorât. Dar așa cum s-a suit, așa va și veni pe norii cerului. Deci, iată, prima mărturie apocaliptică despre venirea Mântuitorului în lume și nu interpretări profane după Apocalipsa 13, după semnele sfârșitului lumii, după stareții vremurilor de pe urmă și tot felul de prorocii de la tot felul de scrieri scoase de unul și de altul. Deci, Hristos a făgăduit că va veni pe norii cerului așa cum s-a și suit. Iar într-o Evanghelie a Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu spune așa: dacă veți vedea cutremure, dacă veți vedea vărsări de ape, dacă veți vedea pământul clătinându-se, dacă veți vedea stelele căzând, sau dacă veți vedea urgii mari și războaie, să știți că abia este începutul durerii. Deci iată ce semn. Și de ce spune că este începutul durerii? Acestea sunt semnele ca pedeapsă pentru obrăznicia noastră. Ca o mamă care întâi nu-ți dă bani de sandwich, apoi te trimite pe jos la școală, apoi nu-ți cumpără haine noi, apoi nu-ți ia jucăria care vrei, apoi nu te lasă în tabără și așa mai departe. Deci cu metode corecționale. Ei, aceste metode de corecție vin ca semne al lui Dumnezeu pentru mânia lui asupra popoarelor. Și când vine asupra popoarelor, nu vine asupra ortodoxilor. Ați văzut? Război este și peste păgâni și peste ortodoxi. Moarte este și peste cei buni și peste cei răi. Ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Pedepse și peste cei buni și peste cei răi. Deci Dumnezeu dă aceste semne ca noi să tragem niște concluzii, să avem o anumită trezvie. Și de ce vă vorbesc despre această trezvie? Venirea Mântuitorului în lume a fost în chip neștiut. Cine a știut că s-a născut Mântuitorul? Și cine a știut că s-a întrupat în Fecioara Maria în afara prorocilor? Nimeni. Deci, nimeni. Nimeni. Prorocii l-au vestit și în chip profetic, și în chip matematic, și în chip biblic, și în chip umbros. În momentul însă în care a venit în lume și s-a arătat, pentru că noi când vorbim de Iisus Hristos nu vorbim de o persoană necunoscută, deci astăzi la înălțare Hristos își arată adevărata slavă. Astăzi este numele Lui adevărat. Acesta este numele Lui. Slavă! De ce? Pentru că are puterea primită de la Tatăl de a face tot ceea ce dorește. Și așa spune, Fiul face tocmai cele ce îl vede pe Tatăl făcând. Și mai mare decât acestea va face. De ce? Pentru că Tatăl a dat toată judecata Fiului și Fiul spune, precum aud judec și judecata mea dreaptă este. Deci iată, are și această calitate de judecător, nu prin Tatăl, ci prin voia cuvântului, pentru că El a fost Cel care a îndeplinit pe pământ trei misiuni. Una, a venit să răscumpere păcatul strămoșesc, adică neascultarea adamică. Și cineva va spune, păi dacă nu greșea Adam, noi eram bine. Noi suntem bine. În clipa în care nașul ne naște din apă și din Duh la botez, noi suntem în stare adamică. Orice copil botezat, prunc, la sân, dacă se întâmplă să se săvârșească din viață, este înger. Înaintea lui Dumnezeu, el este un sfântuleț. Deci ăla n-are nicio pedeapsă. Pe parcurs ce creștem și în noi se dezvoltă rațiunea și mai puțin Duhul, pe acel parcurs noi începem să devenim oameni pământești din oameni duhovnicești. Mântuitorul a folosit un termen foarte interesant și a spus așa: lăsați copiii să vină la mine, că unora ca acestora este împărăția lui Dumnezeu. Și dacă m-a fascinat ceva sau m-a cucerit ceva, a fost o minune petrecută zilele acestea, foarte interesantă, eu am privit-o din punctul meu de vedere,
când ceva, un aparat de zbor s-a dărâmat și un singur copil a scăpat și este viu. Ce a vrut încă o dată Dumnezeu să spună? De nu veți fi ca pruncii, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci dita-i hardughia să se răstoarne, toată lumea să iasă flenduri, cârpe, ațe, table, amestecături și un singur prunc viu. Care este semnul? Fiți ca pruncii, că unora ca acestora este împărăția lui Dumnezeu. Deci, iată un om născut a doua oară din Duh. Ei, acest Iisus Hristos ne-a născut din apă și din Duh prin botez. Ne-a altoit cu El odată cu moartea Lui, prin afundarea în apă, și ne-a înviat odată cu învierea Lui la scoaterea din apă. De aceea noi devenim ostași aleși ai turmei celei cuvântătoare. Și în clipa în care Hristos ne-a dat acest botez și moarte și înviere cu El, ne-a dat și făgăduința Sfântului Duh. De ce ne-a dat făgăduința Sfântului Duh? I-a spus lui Nicodim, sfetnicul de taină, de nu se va naște omul din apă și din Duh, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și el a întrebat, dar cum poate omul mare fiind să se mai nască odată din pântecele Maicii sale? N-a știut, a interpretat cuvântul după vorbă, după termen. Și atunci i s-a arătat că Duhul Sfânt când vine, îl naște pe om din nou. Și ce a făcut Duhul Sfânt? S-a împlinit acest cuvânt? Da. S-a revărsat peste Fecioara Maria și s-a întrupat Hristos ca să mântuiască lumea. După ce a venit în lume ca să mântuiască, i-a dat pildă de vețuire. Și în ce a constat toată pilda lui Iisus Hristos de vețuire? Ne-a arătat nouă că există o singură cale de a trăi cu Dumnezeu. Cinstea și corectitudinea. Deci, din toate pildele pe care le-a făcut, n-a arătat decât seriozitate, milă, compasiune, respect, datorie, deci datorie și în același timp ce? Implicare. Și ce a făcut Iisus Hristos? A hrănit săracii la pustie, a vindecat bolnavi, a tămăduit șchiopii, surzi, ologii, ciungii, orbi, a dezlegat grai, a dezlegat neputința, a dezlegat slăbănogeala, toate le-a făcut. Iar la toate acestea, la urmă, le-a dezlegat și păcatele. Iertate-ți sunt păcatele tale, să nu mai greșești, ia-ți patul tău și umblă. Deci, iată măsură prin care Iisus Hristos ne-a arătat că pocăința este calea de a te naște din nou. Și în momentul în care apostolii au înțeles lucrul acesta în măsura minților, să n-aveți impresia că la înălțare apostolii erau într-o fericire nemaipomenită. Erau mai înspăimântați ca la înviere, pentru că atunci l-au văzut mort și înviat și mai puteau avea premeditări, dacă a fost leșinat sau poate dacă n-a murit. Sau cum s-o fi întâmplat, ce miracol de a înviat, până ce Hristos le-a arătat, priviți-mă, pipăiți-mă, n-am Duh, Duhul n-are carne, n-are oase, dați-mi să mănânc. Le-a arătat rănile cuilor, i-a chemat să pună semn mâna în coastă. Dar de data aceasta îngerii s-au adresat și au dat seama că cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos nu statornicește învățătura lor, pentru că fiind obișnuiți cu El și văzându-L permanent și trăind cu El și mâncând cu El și lucrând cu El și cunoscându-L pe El, li se pare o normalitate. Și atunci s-au adresat îngerii și au spus: bărbați galileeni, așa cum vedeți pe Fiul omului urcându-se la cer, așa se va și pogorâ.